Duminică după amiază, stadionul Poliției de Frontieră a găzduit ultimele două meciuri ale Cupei RTS la fotbal. În cele două finale, jucătorii au oferit publicului un adevărat spectacol. E un meci bine organizat și un campionat foarte bine organizat. Un fotbal bun de calitate și terenul extraordinar. E mai bine decât anul trecut, că s-a jucat pe iarbă, se vede într-adevăr fotbalul de calitate. Anul trecut în sală a fost și pe teren mic a fost altfel, dar acum într-adevăr se văd calitățile unui fotbalist pe teren. O competiție interesantă, mai ales că se joacă între jucători nelegitimați. Din punct de vedere al spectacolului e foarte plăcut, dar este neutru, deci care cel mai bun să câștige. Dacă finala mică s-a desfășurat fără probleme, finala mare i-a ținut cu sufletul la gură pe iubitorii fotbalului. Abia după executarea loviturilor de la 11 metri a fost decisă echipa câștigătoare. Astfel trofeul a mers la polițiștii de la Dinamo. Toată echipa este câștigătoare, datorită echipei am ajuns aici, datorită mie sau unui singur jucător, datorită echipei. Suntem fericiți, o competiție bine organizată la care am participat și anul trecut și ne-am simțit bine. A fost o reușită pentru lumea fotbalistică din Severin. Așa. Ne așteptam să o luați locul întâi pe podium? Ne așteptam că la competițiile din turnul Severinului de fiecare dată am ieșit în primele locuri. Suntem totuși motivați pentru următoarea competiție. Asta a fost. Sperăm că pe viitor, la următoarea, să ne prezentăm mai bine, mai moral mai ridicat. La final, performanța fotbaliștilor a fost răsplătită pe deplin. Premiul pentru cel mai bun marcator a venit din partea consilierului județean Rafael Dunărințiu. Am oferit premiul pentru cel mai bun golgheter, deoarece susțin sportul mehedințean, indiferent de natura acestuia. Voi susține în continuare și mă voi implica pentru promovarea sportului. Câștigătorii trofeului au fost felicitați și premiați și în acest an de senatorul PDL de Mehedinți, Mihai Stănișoară. El l-a oferit fotbaliștilor amatori cupa, medaliile, mingi de fotbal, diplome și o sumă de bani. Și președintele Consiliului Județean, Marius Bălu, a dorit să fie alături de împătimiții sportului cu balonul rotund și a oferit și el premii echipei clasate pe a doua poziție. A fost un eveniment extrem de reușit și să sperăm că astfel de evenimente se vor repeta cât mai des. E un moment de bucurie pentru că constatăm că oamenii știu să se și relaxeze, nu numai să muncească și să se preocupe de grijile zilnice. Cred că este absolut necesar să nu uităm cu toții acest lucru atunci când avem timp să ne îndreptăm către terenul de sport. În primul rând, sunt foarte încântată că a avut un succes foarte mare. De asemenea, sperăm că această tradiție să continue. Aceasta este ediția a doua și la această ediție s-au înscris 10 echipe. Sperăm ca anul care vine să se înscrie cât mai multe echipe. Finala mare va fi difuzată integral miercuri 8 septembrie de la ora 18.